Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Oficial, sezonul nunților a început, iar astăzi vom vorbi despre regulile de vestimentație pe care trebuie să le respecte mirii de această dată. Știu că accentul când vine vorba despre nunți se pune mai mult pe domnișoare, dar azi ne vom axa pe bărbați și vorbim despre aceste reguli, despre tendințele anului 2022, costume, accesorii. Invitatul meu este de altfel și cel mai în măsură pentru a ne vorbi despre toate aceste lucruri, domnul Andrei Florescu, fondatorul atelierului de stil. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Spun din start celor care ne urmăresc, chiar dacă astăzi discuția este axată pe bărbați, cu siguranță va fi foarte interesantă chiar și pentru noi femeile. Da, mi-ar plăcea să punctez două chestii și despre doamne. Vă rog. Pentru că ele sunt cele care țin gospodăria, să o numim așa, și vreau să vă spun că am remarcat multe doamne, domnișoare, care se îmbracă extraordinar de bine. Să știți că Iașu chiar are fete frumoase, și exterior și interior. Da, suntem un oraș universitar până la urmă și atunci se vede lucrul acesta. Adunăm din toată Moldova, poate, sau chiar din România, din România întreagă, o populație foarte, foarte faină. Și observ că la toate nunțile, sau că deja petrecerea au început, domnișoarele se îmbracă foarte bine. Se îmbracă în rochie, pun stiletto, pun sândăluță, ceea ce e foarte fain. Și mi-aș dori ca femeile să imprime un comportament și bărbaților. Pentru că, vedeți dumneavoastră, din păcate, observ și mulți bărbați care vin la o petrecere, la o nuntă, de exemplu, în tricou, în jeans și într-un tenis. Și acum confundăm puțin lucrurile, în sensul că doamna e îmbrăcată sau domnișoara e îmbrăcată superb, are o rochie foarte faină, cu stiletto în picioare sau cu sândăluță, și domnul vine cu tricou ca și cum ar merge să bea o cafea undeva, știți? Uh-huh. Și atunci creează discrepanță. De aceea spun încă o dată, femeilor le revine rolul de a cizela domnii. Așa, da? Este. Ele, nu, doamnele, dumneavoastră, creșteți copiii, cumva trebuie să ne creșteți și pe noi, da? Adică să ne șlefuiți, să ne aduceți într-o formă în care când intrăm împreună undeva să ne fie, să ne simțim foarte bine și să fim mândri de noi înșine. Uh-huh. Mai sunt acei bărbați care spun că nu suportă costumul. Nu cumva este, chiar credeți lucrul acesta? Dacă nu e obișnuit cu el, e posibil să fie o discuție, dar chiar și așa. Bine, da, nu e, da, cu siguranță eu, adică a purtat un costum care nu e bun, să spunem, da? Uh-huh. A cumpărat un costum care poate e un pic prea mic, poate e puțin prea mare. Da. Nu îi se potrivește. Nu spun că de acum toată lumea trebuie să facă costume la comandă, știți, că ar fi utopic. Și sigur, eu mi-aș dori să trăiesc într-o lume din asta, pentru că sigur cu asta mă ocup și poate că eu sunt un pic mai în direcția asta. Dar și un costum, dacă vii și îl iei de pe raft și îl ajustezi, adică să ai cum să-l ajustezi pe măsura ta, să știi că o să te simți mai bine în pielea ta, o să-ți cadă bine și o să primești complimente din partea tuturor. Corect. Și încă ceva, să nu te îmbraci discrepant cu jumătatea ta. Da? Cred că asta e prima regulă. Adică vă rog eu mult să renunțăm la jeans și la tenis și ok, poate înțelege dacă e o nuntă pe malul unui lac, să zicem, da? Poate înțelege să avem un pantof mai lejer, un pantalon de stofă și un sacou și cu un tricou. Asta poate înțelege. Dar altfel o să arate totul cu un costum. Altfel. Mm-hmm. Mult mai bine, adică. Corect. Și per total, imaginea acelei nunți, cu siguranță va fi alta. Sigur că da. Și discutam cu niște miri de curând care spuneau că le-ar plăcea foarte mult ca la nunta lor să impună un dress code. Foarte frumos asta. Foarte frumos, dar nu cred că prinde această idee, da, în noi România. Da, noi tot le spunem oamenilor să facă dress code-uri. Acum, sigur că, de fapt, vedeți dumneavoastră, domnii ajung în destul de târziu la noi. Prima dată au contact cu sala de evenimente. Uh-huh. Și acolo există un domn sau o domnișoară, un domn, o domnișoară, care e un fel de wedding planner, da? Adică e cel care le spune, măi, uite așa o să fie sala, uite așa o să fie meniu, uite așa.
Acum, probabil că educația o să trebuiască să înceapă de la ei, de la sălile de evenimente, da? Și oamenii să le spună că poate că ar fi ok să aibă un dress code, da? Pentru că dacă oamenii vin, că noi de exemplu când ajung la noi e la final și atunci mai au, să spunem, 6 săptămâni până la nuntă sau 2 luni, e complicat să pui un dress code, că tu deja ai tipărit invitațiile, deja ai făcut totul și e greu. Dar dacă educația ar începe pe sălile de evenimente, cu domni care ar discuta cu oamenii, inclusiv sălile de evenimente ar avea niște evenimente notabile, lumea ar veni încântată și ar veni cu un vibe de petrecere pe stilul respectiv și toată lumea ar face din ziua respectivă o sărbătoare, pentru că e o sărbătoare, nu? Așa până este, la urmă. Sigur. Cum îmi place mie să spun, mirilor le spun în felul următor, că până acum au avut ziua lor, ziua soției, da, viitoarei soții, și acum au o zi comună. E ziua în care se naște un nou cuplu. Și ziua aia trebuie sărbătorită. Și trebuie sărbătorită și interior, adică să o simțim ca pe o zi, ca pe o zi cu bucurie, dar și exterior, prin vestimentație, nu? Tocmai de aceea, mirele trebuie neapărat să aibă un costum la comandă în acea zi, nu? Ideal ar fi să facă un costum made to measure, adică cineva spunea, care e o vedetă cunoscută și destul de controversată, o doamnă, da? Spunea, bă, stilul e made to measure, stilul tău e made to measure. Da, pentru că se fac pe mărimile, foarte, foarte aproape de mărimile tale. Ajustările se fac direct din croiuri. De exemplu, dacă ești un tip scund, da, atunci ideal ar fi să porți costum, adică pantalonul să urmeze haina, pentru că în felul ăsta dăm înălțime. Dacă ești un tip, să spunem, înalt, atunci poți folosi pantalon diferit de haină, pentru că arată bine, nu mai taie ținuta, nu te face micuț, pentru că tu ești deja înalt. Dacă ești un tip rubensian, da, atunci nu ar trebui să folosim un singur nasture la sacou, ci doi. Okay. Da, pentru că ridicăm puțin reverul în sus și facem o anumită proporție. Adică, foarte important, eu vorbesc de multe ori și de cele mai multe ori vorbesc de arhitectură și de proporții și de cum îi stă ție bine și cum îi stă lui bine și celuilalt bine și doamnei respective bine, nu? Adică știm că dacă o doamnă vrea să pară cu picioarele mai lungi, dacă e o doamnă, să zicem, minion și vrea să, nu? Trebuie să-i alungim puțin piciorul ca să pară mai înaltă, punem o curea care delimite, punem o curea sub bust, știți? Și reușim să creăm niște linii acolo și să facem o înălțime, o explicați-le, verticală. Vă rog, celor care ne urmăresc, cum stă treaba și cu nasturii aceștia, pentru că văd în toate formele posibil, închiși, când închiși, când închiși, când deschiși, exact. Când de ce, cum de ce, da. Regulile de aur. Regulile de aur, să revenim la regulile de aur, cum să nu. Regulile de aur sunt, nu închidem niciodată ultimul nasture, indiferent ce purtăm. Deci să spunem că avem de la palton, la vestă, la sacou, da? Cu excepția faptului când există un singur nasture pe sacou pe care trebuie să-l închidem neapărat. Ok. De ce nu închidem nasturi? Deci dacă e un sacou cu doi nasturi, de ce nu închidem nasturile de jos și închidem doar pe cel de sus, da? Pentru că în 1666 se inventează costumul. Deci de când există această regulă? Din 1666. În 2022 încă... Suntem se face, la fel. Se face, vedeți, noastră, de fapt, tot ce astăzi purtăm s-a inventat undeva, s-a făcut cumva și nu facem nimic altceva decât să tot să șlefuim ce s-a inventat și să păstrăm filonul acela autentic. Pentru că așa arătăm bine. Să știți că bărbații arată cel mai bine în costume. Clar, de acord. Și dacă nu pun și pantalonul, nu e problemă. Dar acest înțeleg jeans, dar sacoul îl face pe un bărbat să fie bărbat. Așa este. Și o rochie pe femeie să fie femeie. Da, frumos. Deci, avem, deci acum avem mii de haine. Suntem asaltați de toate. Să știți că avem nevoie de 3-4 lucruri frumoase, de calitate și care să rezistă în timp. Cineva spunea că prețul este uitat, dar calitatea rămâne. Adică produsele de calitate rămân în timp și dacă plătesc pe un produs de calitate o sumă,
nu știu, 2500 de lei, 3000 de lei, să zicem. Și vedem că îl purtăm 4-5 ani și dacă împărțim acea sumă pe ani, o să vedem că bugetul nostru anual e destul de mic. Da? Adică decât să ne cumpărăm 6-7 lucruri într-un an și să depășim suma aceea, mai bine cumpărăm unul anual și foarte bun. Adică unui bărbat, să știți că nu-i trebuie mai mult de un... Adică în garderoba unui bărbat trebuie să existe 3 tipuri de costume. Unul e gri, altul e bleu marin, navy blue și altul e negru. Da? Și mai are nevoie de un blazer, adică de un sacou care e puțin mai casual, să aibă puțin o structură prin el, nu neapărat carou. Pentru că la carou e complicat să-l asortezi, dar un navy blue un pic structurat și după care poate să intre cu o pereche de jeans și încă două, trei perechi în funcție de sezon, de chino, de exemplu, pe care se combine foarte ușor. Da. Și uitați garderoba bărbatului, s-a făcut. Trei costume, un blazer, o pereche de jeans și asta se adună în ani. Pentru că dacă e calitate, blazerul tău va rezista și peste 5 ani și va fi la fel, va arăta la fel, pur și simplu. Corect, corect. Adică eu port astăzi un costum pe care l-am de 5 ani de zile. De ce l-aveți de 5 ani de zile? Puteți să vă realizați costume în fiecare zi. Pentru că nu ăsta e scopul. Scopul e să te îmbraci de calitate și rezistent în timp. Da? Adică despre asta e vorba. Și am costumele de primăvară, costumele de vară și costumele de toamnă iarnă. Acesta e un costum de primăvară. Eu o țesătură, vă povestesc 10 secunde de țesătură. Ca să adică nu vreau să certăm pe nimeni, eu vreau doar să explic. Da. Doamnii sunt, poate să cheltuie bani pe ce vor ei. Dar uitați, atâția ani costumul ăsta și arată cum arată. Acum, e o țesătură care e impermeabilă, adică dacă eu îmi torn apa acum pe costum, nu intră apa în țesătură. E un costum de travel, adică e un costum în care eu dacă sunt la congrese primăvara, de exemplu, plec cu el. Plec cu el pentru că va arăta impecabil pe tot parcursul, schimb că mășile sunt foarte ok. Da? Ok. Și e o țesătorie care se numește Carne, face parte din familia Rati și ei fac țesături de peste 100 de ani, 153 mai exact. E un costum care costă și va costa, cred că la fel. Adică undeva la 3200 de lei, cam aici. Da. Dar când împar deja suma la cât de mult l-am exploatat. Exact. Deci e aproape nu bine, foarte bine. Da. Așadar, mă întorc la acei nasturi. Ultimul rămâne deschis întotdeauna. Când avem un costum la două rânduri de nasturi, cum când avem costum la două rânduri de nasturi, închidem nasturile central. Este pe dedesubt, este un nasturel care ține haina aliniată. Da. Închidem nasturelul prima de sub. Și apoi închidem nasturelul de aici. Ceilalți nasturi sunt aici, care nu se pot fi închiși, sunt ornamentali. Încă un nastru ornamental în partea de jos și ultimul nastru îl ținem deschis tot timpul. Bun. De fiecare dată... și spuneam că toți oamenii spun, toată lumea ne spune la fel, nu închideți ultimul nastru. Și într-adevăr să știți că toate magazinele de specialitate spun același lucru. Nu închideți, vă rog frumos, ultimul nastru la sacou. Ceea ce e foarte bine, pentru că încet, dacă noi toți educăm oamenii în sistemul acesta, o să arătăm foarte bine. Dar puțin explică de ce. Acum, explicați-ne dumneavoastră. Vă spun, e așa și o anecdotă un pic, dar e realitate. Ceasul al doilea era un tip ușor benzian și nu s-a putut încheia niciodată la ultimul nastru, să știți. Din respect pentru cel care a inventat costumul, din respect pentru regalitate, din respect pentru tot ce înseamnă istoria costumului, noi nu închidem astăzi ultimul nastru. Foarte fain. De aceea nu-l închidem, să știți. Da? Poate așa cu istorie și înțelegem de ce nu-l închidem. Pentru că respectăm omul care l-a inventat. Respectăm foarte istoria fain. Costumului. Da? Și în plus, face talia mai frumoasă, să știți. Da, arată mult mai bine, absolut. Arată mai bine decât dacă închem ultimul nastru și aici e desfăcut. Da? Sigur. Este un principiu pe care îl aplic chiar și la băiețelul meu de 3 ani. Vedeți? Și mi se pare foarte frumos. Și arată va fi foarte... deja adolescent, chiar un tânăr va ști, absolut. Va ști.
Da, sunt deci multe și pe cei mici trebuie să-i respectăm, nu? Da, pe timp. Noi facem acum, am început să facem și copii foarte mici, să spunem, da? Uh-huh. Până în 3 anișori, că sunt partea asta de botezuri și vine tatăl și vrea să-l îmbrace la fel cu fiul. Da, la adolescență e mai complicat, că adolescenții cresc repede, au puseuri de creștere, da, și da, acolo da. Am făcut costume, dar din păcate de la probă la probă e altă mărime. Și acolo e complicat, da, știți? Da, da. E chiar o provocare și nu știm să anticipăm, pentru că nici mama nu știe să anticipeze, adică e complicat. Și atunci acolo preferăm să facem vestuțe doar și pantalonași, pentru că la pantaloni și mai avem, dar la sacou sunt inserții multe perși și nu mai avem cum să-l lungim, să-l facem mai lung sau, din păcate, îl pierdem, da? Și atunci, sigur că prețul devine puțin prohibitiv, pentru că noi trebuie să luăm în calcul un preț dublu versus ceea ce e puțin cam mult. Adică copiii trebuie să se stabilizeze și apoi să cumpere instant ce găsesc atunci pe stoc, da? Uh-huh. Dar noi nu avem stocuri la copii, din păcate, adică nu ne-am dezvoltat pe partea asta. Așa, apropo că ați spus ceva de doamne la început și lucrul ăsta nu vi l-am spus dumneavoastră, dar deja, uitați, noi din toamnă suntem și deja am achiziționat un croi de la o casă mare de modă din lume. Nu-i spunem încă numele acum, o să-l dezvăluim, să mai lăsăm puțin suspansul. Și o să facem costume de damă în stil bărbătesc. Adică, zic eu că o să fim printre primii din... printre primii din România care fac lucrul ăsta și fac lucrul ăsta pe un croi foarte atent studiat și foarte bun și care merge înainte de câțiva zeci de ani, adică de vreo 60-70 de ani. Da? Ar putea merge o doamnă la un eveniment de genul nuntă cu un costum? Da, arată bine. Uh-huh. Da, arată bine. Dacă nunta nu e... Depinde unde e nunta, să spunem, da? Dacă e nunta la castel, la, nu știu, la o locație așa foarte glam și ne îmbrăcăm într-un costum, nu e chiar potrivit, știți? Okay. Adică trebuie să avem o rochie de seară. Dacă nunta e în natură, să spunem, e potrivit să mergem într-un costum, da? Poate fi un costum deschis la culoare sau măcar un sacou deschis la culoare. Sau la partea de biserică, mă gândesc. Sau la partea de biserică, unei civile, da? Adică acolo putem să ne jucăm și cu un costum. Dar eu seara vreau să respect seara. Seara vreau să respect și să pun rochie și cu sândăluță. Ați precizat de mai multe ori. Fie că este o sândăluță, fie că este un pantof, stiletto, exact. Toc subțire, adică. N-are voie doamna să obosească, nu? Din păcate, eu știu discuțiile. Acei pantofi de schimb. Știu. Acum ar trebui aleși din start potriviți, confortabil, nu? Da, uh-huh. Să aveți confort. E complicat. Eu știu că lumea se schimbă după aceea. Mă rog, dacă e un cerc restrâns de prieteni, știți ce se întâmplă? Sunt nunțile care acum poate nu mai sunt atât de mari. Și atunci avem un cerc restrâns de prieteni și, sigur, la început respectăm părinții, respectăm oamenii care sunt puțin mai în vârstă și nu ne schimbăm. Dar dacă rămânem în cercul nostru restrâns de prieteni, atunci ne permitem să ne schimbăm, să fim puțin mai relaxați, da? Dar până atunci ar trebui să fim o etichetă. Și încă o regulă ce ține tot de etichetă, sacoul rămâne pe domn de la începutul serii până dimineața, sigur, indiferent cât îi este lui de cald, de frig, de, nu? Da, asta e regula. Asta e regula. Adică murim cu sacou pe noi, cum se spune, știți? Corect. Da, sunt regulile acestea. Știți cum e? În modă sunt multe reguli și prima le contrazice pe toate. Se spune că în modă nu e nicio regulă. De fapt, sunt mii de reguli. Dar acum vorbim de ceremonie, să spunem. Sigur, sunt următoarele reguli. Bărbatul închide tot timpul sacoul cât stă în picioare cu el. Îl deschide doar în momentul în care stă într-un cerc apropiat de prieteni. Poate să fie deschis la năsturel, pentru că e relaxat, e în cercul lui de prieteni. Dacă se apropie, în schimb, o doamnă de el, chiar dacă e prietena dumnealui, închide sacoul. E o formă de respect. Deci, tot timpul închidem sacoul când suntem în prezența unei doamne, mai puțin atunci că eu nu l-am închis, dar când eu stau jos. Da? Deci, când stăm jos, deschidem sacoul. Când dansăm, deschidem sacoul, pentru că altfel riscăm ca reverele să ajungă undeva, așa, prin la gât. Deci în timpul dansului se deschide sacoul. Bun. În timpul dansului deschidem sacoul, când ne așezăm deschidem sacoul, când suntem într-un cerc restrâns de prieteni apropiați, deschidem sacoul, cu excepția faptului că nu e o doamnă. Și apoi în toate celelalte cazuri ne închidem, da?
Și niciodată nu dăm sacoul jos de pe noi, decât dacă nu ne vede cineva. Adică, nu știu, ne ducem, ne luăm o pauză 5 minute, dăm puțin sacoul jos, facem un fresh up și revenim cu sacoul pe noi și închis. Sunt convinsă că în rare ocazii vedeți aceste lucruri respectate. Da. Și acum sunt curioasă cum vă simțiți dumneavoastră ca specialist la un eveniment văzând că se aplică prima regulă, aceea care le încalcă pe toate, de fapt. Da, sunt, ce să zic, înseamnă că am eșuat. E un eșec al meu personal după 15 ani anul ăsta. 15 ani anul ăsta din care vorbim și spunem același lucru. E un mic eșec al nostru. Sigur, nu sunt și oameni care respectă. Al tuturor celor din domeniu, mă gândesc. Al tuturor. Sigur, noi continuăm să vorbim același lucru. Mă sperăm la un moment să fim auziți, să fim înțeleși, dar de asta fac apel la doamne, că eu am început cu doamnele prima dată. Și am spus, doamnelor, vă revine sarcina de a educa. Dumneavoastră, educați copilul, dumneavoastră, copiii dumneavoastră, trebuie să educăm și jumătatea noastră. Da, și jumătatea dumneavoastră. Să arate bine, să fie, pentru că dress code-ul vestimentar e tot un apanaj al personalității noastre, al felului de a ne comporta, da? Intră în codul bunelor maniere. E ca și cum ai spune bună ziua și unui domn sau domnișoare sau doamne sau ce e cu care te-ai certat. Ce legătură are? Trebuie să ne respectăm și să spunem bună ziua. E ca și cum ai spune bună ziua. Adică la nuntă mergi într-un costum, închizi măsturelul și nu dai sacoul jos. E ca și cum ai spune bună ziua. Eu sunt sigură că sunt acum doamnele, apelăm la doamne și domn care ne privesc și vor să învețe și tocmai de aceea vreau să trecem și la subiectul nostru principal, la ceea ce se poartă în această vară. Foarte fain. Știu că aveți programări foarte multe. Da, da. Anul acesta e foarte, cum să spunem, e foarte aglomerat. Da, pentru că venim dintr-un 2019 unde nu au existat sau au existat prea puține, apoi 2020 amânări multe pentru deci 2020 care nu a existat, 2021 amânări pentru 2022 și uite, suntem în 2022 cu agenda la cer. Acum, sigur, încercăm să facem cât putem. Nu o să reușim să facem tot, dar vrem ce facem să facem de calitate. Cred că poate sunt domni cărora le spunem că din păcate nu reușim să-i ajutăm pentru că au venit puțin târziu și decât să luăm un costum pe care nu putem să-l ducem la bun sfârșit și eu să fiu foarte mulțumit și noi și toată echipa noastră să fie foarte mulțumită de ce iese, preferăm să spunem nu, pentru că mai sunt și alte ateliere în ea și cu siguranță putem să apelăm și la ele. Adică noi nu suntem singuri până la urmă. Vorbim și în drumare. Da, adică să știți că toți facem parte din aceeași breaslă. E normal să primească și o mică îndrumare din partea noastră. Noi nu putem să te ajutăm, dar uite, poate că dacă mergi în altă parte, acolo, ai niște variante. Dar ce înseamnă că a venit târziu? Cu cât timp înainte, practic, de data evenimentului? Noi, în momentul ăsta, suntem cu 6 săptămâni. Adică dacă aveți evenimentul peste 6 săptămâni, ar trebui să veniți astăzi. E rezonabil. Suntem foarte rezonabili, adică tot timpul deci am fost... Este ca la doamne, cu un an înainte, jumătate nu, de an. Nu suntem genul acela de ateliere, nu. Nu. Avem infrastructura foarte bună, sunt sături pe stoc destul de multe. Apropo că dumneavoastră m-ați întrebat ce se poartă anul acesta, măi, să știți că anul acesta se poartă ce s-a purtat tot timpul. Și anume? Eleganța. Eleganța, se poartă eleganța, trebuie să fie elegant anunta ta. Și ce să... Uitați, vă spun așa o mică istorie ca să ajung și la subiectul dumneavoastră, da? În secolul XVII, pentru că, sigur, garderoba bărbatului nu era vastă, s-a inventat un halat, da? Și dumneavoastră vedeți, poate, fotografii, dacă ne uităm în spate, în trecut, vedem fotografii, da, pe la 1800, da, 1700-1800. Vedem fotografii cu domni pozând într-un halat. Da? Și s-a inventat acel halat care se cheamă robe de chambre, s-a chemat robe de chambre, în care bărbatul punea peste costum, pentru că avea un singur costum, nu aveau 10 costume, ca să nu, că în general fumau, știți, să nu-l păteze, să nu-l ardă.
Iar de la robe de chambre, care e străbunicul smokingului, să spunem, în 1865, regele Eduard al VII-lea, uitați, tot în Anglia, desemnează o casă care e existentă și astăzi, deci din 1865, care se cheamă Henry Poole & Co., să facă un smoking, care e, să spunem, străbunicul smokingului de astăzi, uh-huh. Da? Pentru că era sacoul mai lung, se purta mai lung, da? Și Henry Poole & Co. face un smoking pentru King Edward al VII-lea și îl îmbracă în 1865 și el arăta din catifea Royal Blue cu revele de mătase negre. Da? Și de atunci tot se folosește. Deci, întrebare, ca să revină întrebare, ce se folosește anul acesta? Se folosește smoking. Se folosește smoking din 1865. Se mai folosește pentru dimineață, de exemplu. Și uitați, avem un client care, chiar am vorbit cu el astăzi, să știți. A venit și a spus, ok, mi-a venit cu o fotografie și mi-a arătat, vreau așa, la cununia civilă. Și m-a impresionat plăcut, pentru că a fost un morning coat. S-a și documentat puțin înainte. Sigur, e haina de dimineață, da? E morning coat. Și haina de dimineață se îmbracă la toate ceremoniile, de fapt, în străinătate, să știți că toată lumea se căsătorește în morning coat. Dar cum arată această haină de dimineață? Cum arată morning coat? Morning coat are și el o poveste foarte interesantă. Se folosește la curte. Tura asta vorbim de Eduard al VIII-lea, da? În 1830. Spune că nu va mai fi folosit acel frock coat. Frock coat înseamnă un fel de paltonaș trei sferturi până aici, da? Și înlocuiește frock coat cu morning coat. Morning coat este un sacou care are un singur nasture, ajunge, să zicem, în zona genunchiului, să spunem, da? Și e foarte decupat în partea din față. Și acela se cheamă morning coat. Morning coat-ul poate fi, adică el a fost inventat ca fiind o haină neagră, cu vestă gri și pantalon gri cu dungi negre. Ăsta e dress code-ul din 1830 și până astăzi. Super. Da? Cu timpul, în schimb, a evoluat. Și uitați, s-au făcut, de exemplu, tot morning coat-ul a devenit bleu marin sau gri, da? Pentru că e ceremonia de dimineață, e ceremonia de biserică, care are loc, să spunem, în prima parte a zilei, da? Poate și după amiază, dar nu devine seara, adică nu e o ceremonie de seară să ne îmbrăcăm în negru. Și spuneam eu și în emisiunii anterioare, e că acest morning coat poate fi folosit și într-un eveniment fericit și unul mai trist. Dar știm că la moartea regelui Mihai, o să vedeți dumneavoastră dacă vă uitați și vă documentați puțin, să știți că tot ce înseamnă apropiații regelui au fost, ca și bărbați, au fost îmbrăcați în morning coaturi, de data asta negre. Da? Înțeles. Da. Ca idee. Deci se poartă smoking dacă e o nuntă într-o sală glam. Da? Dacă rochia mirese este cu broderii multe, dacă e o rochie mai elegantă, mai fastoasă, nu putem, dacă avem broderii pe partea de bust, să spunem, sau perluțe, sau sigur noi trebuie să compensăm ceva, să compensăm cu ceva pe revere și atunci facem reverele acestea din satin, da, care sunt ori șal, ori șpiț. Și de ce sunt șal și de ce sunt șpiț? Sunt șal dacă proporția e bună, însemnând că suntem, adică dacă mergem în orice magazin și ne vine mărimea standard, putem să folosim șal. Dacă suntem un tip un pic rubenstian, atunci vom folosi șpițul, pentru că șpițul va mai alungi și va mai subția. Când facem șal, creăm rotunjim și adăugăm. Da? Deci noi trebuie să nu adăugăm, trebuie să scoatem, trebuie să facem mai vizual, mai slim. Da? Astea sunt regulile pe smoking. Apoi, sigur, noi, de exemplu, anul acesta avem un parteneriat foarte drăguț și de mulți ani de zile cu cei de la Liria, și pentru că ei sunt pe malul apei și au cortul acel foarte frumos, sigur că în cort poți să te îmbraci mai relaxat, da? Și anul ăsta suntem foarte pregătiți pe partea de verde.
Okay. Chiar da. Aici voiam să ajung și eu, pentru că ați spus de acea sală fastoasă, glam. Sunt puține la nivel de Iași, da, foarte da. Multe sunt corturi, în schimb. Sunt multe corturi. Avem și la Ciric, da, mai avem, multe avem peste tot Ciric, exact. Și Copou avem acum făcut un cort nou și da, foarte da, da. Frumos. Acum și cortul respectiv, dacă, de exemplu, un cortul respectiv e mochetă, să spunem, da, și sunt candelabre și sunt lucruri care se duc în glam, atunci sigur putem să folosim smoking-ul, știți? Okay, da? Okay. Dacă, să spunem, e mai aproape de natură, adică și ce preferă mirii, da? Vreau ceva natural, de exemplu, stuf sau știu da, eu, da, 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 da. Atunci sigur că și noi ca bărbați ne îmbrăcăm un pic mai lejer, să zicem, da? Uh-huh, adică, uh-huh. Sigur, costum obligatoriu, da? Adică nu punem tenis și nu știu ce, n-are sens. Au fost și astfel de viitori miri? Care au venit la dumneavoastră de-a lungul timpului să spună că vor să încalțe. Da, au fost, dar noi le recomandăm să pună tenisul după ce rămân în cercul apropiați de prieteni. Adică, și ați reușit să-i convingeți? Să sperăm că da. Nu am fost la toate nunțile, știți, da. La ce am fost eu până acum e ok, adică suntem în regulă, să zicem. Știți, oamenii și datorită emoțiilor mai uită din reguli și de asta eu de fapt vorbesc cu doamnele mult, pentru că doamnele au eu atenția distributivă. Da? Și mai trage de mânecă. Da, și le spune, uite, hai, deschideți sacul când dansezi sau... Adică foarte mult, noi insistăm puțin pe lucrul ăsta, pentru că rămâne fotografia. Da, și fotografia aceea rămâne o viață. Da, și da, după da. 10 ani, când te uiți și vezi cum ai fost îmbrăcat, să-ți placă și atunci. Aici este marea... Și de asta eu spun toată tuturor, măi, dacă alegem clasic, nu greșim niciodată. Un clasic e un clasic, ați văzut, istoria ne spune, 1830-1865, secolul 17. Da? Adică avem istorie în tot ceea ce purtăm și dacă rămânem pe clasic, avem un costum atât timp cât ne menținem proporțiile. Da? Așadar, verdele este la mod acum. Verde e în trend, sigur, verde e în trend, pentru că sigur avem, avem parteneriate cu corturi și atunci... și doamnele folosesc niște rochii fluide, adică nu pun broderii multe, dar mai, să zicem, mai un Greek style, dacă vreți, da? Și atunci, când avem un Greek style, e important să ne îmbrăcăm congruent, adecvat, da? Un yin și un yang. Adică, domnii, să formeze un cuplu și vestimentar, nu doar așa cu o verighetă și atât, da? Să folosească și pe interior și pe exterior, spun eu, da? Adică și să au trăirile acelea frumoase care, uitați, au dus și s-au căsătorit și apoi trebuie să valorifice, să puncteze ziua respectivă și vestimentar și vestimentar congruent. Da? Congruent cu rochie, congruent cu locul unde fac evenimentul. Da? Ca țesături? Ce este potrivit în această vară? Vorbeam înainte de a intra în direct despre faptul că mulți miri își doresc să poarte yin. Da. E foarte frumos, e adevărat, dar vă întrebam eu dacă nu cumva va arăta aspectul, urât după ce aspectul se va șifuna. Adică noi recomandăm, să spunem, yin pe partea de, dacă avem partea de mare. Dar la mare putem să purtăm yin pentru că nici domnișoara nu va avea, viitoarea doamnă nu va avea o rochie foarte amplă, și foarte, amplă foarte încărcată, da, da, nu da. Va avea o rochie foarte simplă, poate pe bretele. Și atunci, chiar dacă mătase preferabil la dumnea ei ca să fie ușoară, să simtă briza mării, să se simtă confortabil. Și atunci, sigur că domnul poate să aleagă un costum de in. Acum, anul acesta, noi avem și in 100%, dar noi preferăm să facem melanjuri de in, pentru că melanjul de lână cu in, de exemplu, sau lână in mătase, iarăși, nu se mai vede un aspect creponat, da? Adică nu se mai boțește și atunci arată un aspect foarte curat. De altfel, chiar dacă e 100% in, singurul lucru care arată creponat e mâneca aici, la jumătate de unde îndoaim cotul. Aici va arăta puțin creponat, în schimb, pieptul va arăta tot timpul perfect, pantalonul va arăta foarte bine, singura chestie unde se fac niște mici dungi în spatele pantalonului, când dacă ne așezăm, știți? Care sunt naturale. Dar sunt naturale. Și tot inul acum, în momentul ăsta, e un intratat care se creponează controlat. Adică nu va arăta urât, va arăta cu un aspect foarte, foarte natural. Da? Adică și, bineînțeles, respirabil, pentru că noi pe inuri recomandăm să facem
sacourile semi-căptușite, adică să nu punem căptușeală pe sacou în spate, da? Da, punem pe față ca să întărim fața și să arate foarte bine, dar pe spate nu. Știți? Uh-huh. Și în felul ăsta, cu o cămașă de in, un sacou de in cu un pantalon de in, poate un loafers în picioare, adică acel pantof fără șiret pe care îl port și eu astăzi, da? Dar pe care sigur îl port cu șosetă, că așa trebuie să facem. De ce trebuie să faceți așa? Pentru că e neplăcut să vedem gleznele unui bărbat. Ok. Niciodată fără șosetă? Tot, se poate fără șosetă dacă e costumul de in, dacă e cald afară și sigur avem acea șosetă micuță, da? Dar nu când sunt o vioară principală. Înțeleg. Adică dacă în nunta e, să zicem, pe malul apei, să spunem și eu sunt invitat la nunta respectivă și am un costum de in, de vară pot să port fără șosetă pentru că sunt adecvat temperaturilor. Dar dacă este mirele? Niciodată. Okay. El e vioara întâi. De altfel, dacă mă duc la o ceremonie, sincer, nici eu ca invitat nu trebuie să nu port șosetă. Day by day pot, da? Uh-huh. Să zicem, am, nu știu, așa îmi place mie, să mă îmbrac, să beau o cafea frumos, e soare, e frumos afară, mă îmbrac într-un costum de in, mă duc la o terasă, pot să-mi pun un loafers fără șosetă. O să arate bine, e adecvat, da? Înțeleg. Dar dacă sunt, mă invită cineva și vrea să mă îmbrac cu acel costum seara, îmi pun șosețele pentru că, totuși, sincer, nu e, e puțin. Femeile trebuie să-și arate picioarele, nu bărbați. Am înțeles, dar primesc cu siguranță consiliere și în acest sens. Da, noi ne spunem tot. Sigur, noi avem, anul acesta, avem și partea de pantof. E un pantof, zic eu, foarte bun. Lucrăm cu niște oameni care au experiență în pantof de 60 de ani. Se cheamă Mare Chiaro, începe povestea în 1962. Avem un pantof făcut manual. Da, adică sunt trei tipuri de construcții de pantofi în toată lumea. Primul tip de pantof e cel lipit, adică pantoful este lipit de talpă și acela e un fast fashion, da, în care sigur talpa e posibil să dezlipească și să avem probleme. Sigur e în schimb un buget bun la un astfel, pentru că se face repede, da? Noi am ales anul acesta să facem un blake rapid. Blake rapid înseamnă că pantoful cu talpa este lipit și cusut. Bun. Este cusut prin interiorul pantofului. Asta înseamnă blake sau blake rapid. Uh-huh. Este o tehnică specială italienilor. Doar italienii fac blake rapid, da? Pantoful blake rapid are ca și, sigur, adică durată de viață 20 de ani, 30 de ani, da? Prețul nostru la vânzare este 890 de lei, adică e un preț, spun eu, raport preț calitate bun. Avem și o reducere dacă își face domnul costumul la comandă și vrea să-și ia pantoful de la noi, pentru că talpa se poate schimba. Da? Construcția blake rapid permite ca talpa să se poată schimba, la fel și partea de toc, dacă se tocește. Okay. Se schimbă, sigur că da, și se reface pielea, se dă cu o cremă și se dă clientului înapoi. Ok, în Iași avem un singur domn care face lucrul ăsta, îl știm, îl putem recomanda. Ok, așa, și mai este o construcție care se cheamă Goodyear, da? Goodyear Welted. Goodyear Welted este englezească, pantoful este cusut din nou de talpă, dar e cusut pe talpă pe exterior. Da? Aha. Ok. Și o să avem o margine, da, unde o margine a pantofului ca să poată să fie cusută talpa. Okay. Pantoful, de ce nu am preferat să luăm noi Goodyear Welted și am preferat să luăm Italia? Sigur, pentru că în primul rând eu sunt fan Italia și suntem, pe toată construcția suntem cu Italia. Uh-huh. Și să aveți experiența 100% de la țesătură, croi și pantofi, inclusiv șosetă. Deci noi avem o șosetă care e filo di Scoția, adică e cea mai fină șosetă din lume, adică are un gramaj foarte mic. Eu am tot timpul vara filo di Scoția, e normal, e foarte fin, ok, și nu transpirați. Da, e foarte în regulă.
Ok, de ce am preferat să luăm, închid paranteza și spun acum, de ce am preferat să mergem odată pe Blake Rapid și nu pe Goodyear Welted? Pentru că piciorul arată mai îngust. Am înțeles. Ați înțeles? Da. Deci Goodyear Welted, pentru că se coase pe exterior, va fi mai lat. Talpa e mai lată, uh-huh. Înțelegem? Și pentru o ceremonie arată mult mai bine. E mai fin. Înțeleg. E mai fin partea aceasta de pantof uh-huh. italian. Sigur, sunt domni poate care se uită și știu, și dacă nu știu le spunem noi. Există, în schimb, un avantaj al lui Goodyear Welted. Goodyear Welted, pentru că talpa e cusută pe exterior, nu va atrage apă niciodată. Okay. Și va rezista talpa în timp foarte mulți ani. Pur și simplu va fi perfect, dar că va face piciorul mai butucănos. Uh-huh. Pe când, pentru că talpa la Blake Rapid este cusută prin interior, va lăsa în tim în 7, 8, 10 ani, va lăsa loc la apă să intre. Da, și atunci talpa de la, adică pantoful va arăta mai bine pe exterior, dar să zicem talpa în ani de zile versus Goodyear Welted se duce puțin mai repede, să zicem. Dar merită acest compromis până la urmă? Da, eu zic că merită, adică eu, mă rog, e propunerea noastră. Acum trebuie să spunem și bunele și mai puțin bunele, știți? E normal așa. Dacă aveți un mire mai excentric și spune că vrea un sacou, nu știu, altfel, cu aplicații diverse pe... Ați realizat și astfel? Sigur, realizăm, da. Există, da, e o întrebare super bună asta. Să știți că peste tot în lume există și tipul acesta de sacou cu tot felul de lucruri puțin mai încărcat. Da, am văzut câteva variante și arată chiar foarte bine. Arată foarte bine. Dacă e o casă bună, arată foarte bine. Uh-huh. O casă bună înseamnă ceruti, înseamnă carne, înseamnă zinione. Zinione e puțin mai tânăr decât ceilalți pe care vi-am spus eu. Okay. Zinione are doar 50 de ani de activitate. Eu nu vă imaginați că e tânăr. Și face jacarduri, a luat patentul. De fapt, Jean-Marie Jacquard inventează războiul cu același nume, da? Jacquard, prin 1800 și îl îmbracă prima dată pe Napoleon. Uh-huh. Vedeți dumneavoastră că, de fapt, și sacourile acestea pe care le vedem noi au istorie și el. Și sigur, noi avem jacarduri și propunem jacarduri. Noi cunoaștem sub numele de brocart. Uh-huh. În România, da? Da, el se numește Jacquard pentru că așa se numește omul care a inventat războiul de țesut. Da, se împletesc firele și se face un model. Arată foarte bine. Anul acesta avem, oferim domnilor noștri care doresc jacarduri și sunt jacarduri fine, adică îi vedem modelul pe sacou la 2 metri. Dacă suntem la 6-7 metri, vedem doar culoare. Fain. Adică e fin. Lucrăm cu Zinione, avem un parteneriat cu cei de la Zinione, foarte bun, modele foarte, foarte frumoase, ca niște lire, să spunem, da? Apoi avem și partea de excentric 100% cu care lucrează și cei de la Dolce Gabbana și se numesc Carne și este un catalog care se numește foarte sugestiv Hollywood. Aha. Adică dacă avem o nuntă, să spunem, dom'le, avem o nuntă în anii, punem o nuntă Great Gatsby, anii 30. Adică eu, ca mine, pot să mă îmbrac Hollywood, uh-huh. Știi? Uh-huh. Și arată mișto, adică arată bine, pentru că, de fapt, și desenele acelea care par încărcate, când se face sacou, arată foarte bine, foarte bine. Uh-huh. Foarte da. Bine. Catifeaua rămâne în catifeaua, în preferințelor? Catifeaua este primul sacou făcut smoking. Mm-hmm. Catifeaua Royal Blue, primul sacou făcut smoking, va rămâne tot timpul, va fi tot timpul. Lucrăm anul ăsta cu trei case pe catifea. O casă veche cu care avem istorie mare și se cheamă Pontolio. O casă cu care am început să lucrăm și pe partea de bumbac, pe pantalon de bumbac. Dacă vine un domn și are cunie civilă să facă diferențiat, să spunem, ținuta, facem pantalonul de bumbac și e Brisbane. Okay. Și apoi Brisbane in Moss. Și apoi avem, sigur, un top care e Holland & Sherry. Care e Holland & Sherry, sigur că în Anglia se inventează sacoul, nu, 1865. Și Holland & Sherry e Anglia. Deci avem trei categorii de velvets, cum se numesc ele, uh-huh, uh-huh. peste tot în lume.
Dar e potrivită catifeaua vara? Nu e potrivită catifeaua vara. Asta din septembrie încolo mai degrabă. Din octombrie chiar. Octombrie. Da, pentru că septembrie riscăm să prindem destul de cald. Uh-huh. Adică dacă facem nunta primăvara, iarna sau toamna. Am înțeles. Da? Bun. Dacă e nuntă deja vară, în plină vară, noi nu avem temperaturile din Anglia, știți? Uh-huh. Adică uh-huh. la noi e mult mai cald și de aceea țesăturile noastre sunt 230, de la 230 de grame în sus recomandăm. Da? De fapt, vă mai spun ceva, ideal ar fi să folosim la un costum de ceremonie lână și mohair. Și de ce lână și mohair? Pentru că mohair e o fibră dură, lână e o fibră puțin mai moale și tot timpul, chiar dacă nu facem, că noi avem trei tipuri de, adică patru tipuri de construcții, să zicem, la sacouri, da? Dacă nu folosim cea mai de sus construcție, pentru că trebuie să avem grijă de bugetele tuturor, okay, atunci recomandăm să punem puțin bănuți, poate în țesătură, știți? Pentru că pieptul va arăta foarte ferm. Am înțeles. Da. Nu vă feriți să vorbiți despre prețuri și vreau să vă întreb cam de la cât ar porni 2450 de lei începem costumul, pe o variantă fused, adică pe o variantă lipită, da? Adică termocolate, să spunem. Noi folosim cele mai bune inserții care sunt, e un termocolat Prestige. Eu am un full canvas, dar ajung acolo. Okay. E o țesătură Prestige Fused. Doar domnii care nu sunt în domeniu știu despre ce vorbesc acum. Leanie de Picardie este inserția pe care o folosim noi, una din cele mai bune din lume, dacă nu cea mai bună. Mă feresc să spun că e cea mai bună, pentru că mai există încă una. Noi lucrăm cu Leanie de Picardie, da? De ani de zile, sunt prietenii noștri, fac pentru toate casele super, super mari. Da? Și sigur că da, pieptul arată perfect aici. Ați înțeles? Da? Inserțiile. Apoi, de la fused, adică lipit, termocolat, 2450. Sigur, dacă se vrea half canvas, adică jumătate de piept cu inserție, cu sută manual, uh-huh, adică cum se făcea odată? Uh-huh. E jumătate de piept, e o inserție care are lână și păr de cal. De ce are păr de cal? Pentru că părul de cal mulează cel mai bine pe piept. Ah, interesant. Foarte interesant. De aceea, costumele pe care le vedeți dumneavoastră la Oscaruri, toate sunt minim half canvas. Minim. Dar nu cred că doar minimul acolo, nu? Da, părerea mea că sunt full canvas. Mai ales casele mari cu care se lucrează acolo. Mă rog. Uitați, a făcut o mică paranteză. Acum a fost premiera filmului cu Tom Cruise, Maverick. Deci îmi scapă numele. Mă rog. Mie mi-l amintesc. Top Gun, gata, știu, a fost premieră. Și m-am uitat puțin la costumul lui Tom Cruise. Tom Cruise a venit cu elicopter, a fost un foarte, foarte, foarte fain. Și m-am uitat să văd ce casă l-a îmbrăcat. L-a îmbrăcat Brioni, casa Brioni, un costum blămarin închis, da? Și să știți, full canvas. Okay. Ca idee, și ca să facem o idee despre cum ar arăta. Deci ne uităm acolo și vedem ce înseamnă un costum așa. Sigur că americanii preferă pantalonul mai larg. Să știți, da? Noi suntem un pic mai spre slim. Vă spun că, de fapt, vine moda și la noi și nu știu, poate la noi, nu știu când vine, dar în străinătate deja e. Pantalonul începe să fie puțin mai lejer la bărbați. Adică nu mai atât de strâmt. S-a încercat încă de acum 7-8 ani să se intre cu pantalonul mai lărguț. E mai masculin. Da, e mai masculin. Adică pantalonul era foarte, foarte strâmt. Parcă e puțin către damă. Am înțeles. Da, noi facem ce ne cere piața. Lungimea pantalonului. Lungimea pantalonului e esențială. Trebuie să sărute pantoful și nimic mai mult. Am înțeles. Da, adică trebuie să fie așa. Dacă îl faceți prea lung, face cute, nu arată bine. Da? Uh-huh. Adică, dar cum îmi spunea mie primul domn cu care noi am început să colaborăm și un italian, și pe care îl cheamă Angelo, și care e în domeniu în continuare, și care ne-a deschis multe uși și uitați, astăzi am ajuns la un domn care îl cheamă Caruso. Adică noi avem niște croiuri italienești 100% a tuturor caselor mari. Adică toată lumea care vrea să-și facă costume apelează la Caruso și face grafice. Okay?
Dar el mi-a zis așa, măi, lungimea bună e cea care ți spune clientul din fața ta. Oare tot timpul? Adică în sensul că să încerci să, tu încerci să spui, el vine cu ideile lui și tu încerci să le pui pe ale tale, da? Să nu dai dreptate măcar, nu? Să nu faci abrupt. Să nu faci abrupt. Da, pentru că prima reacție va fi de respingere. Ok, haideți să încercăm, uitați, facem cum spune, facem așa. Facem un picior cum spuneți dumneavoastră și un picior cum spunem noi. Okay. Și vedem cum arată. Și punem ace și uitați. Și asta e bine că bărbații vin cu doamnele. Și apoi, cum vă place, doamne? Okay. Păi parcă îmi place mai mult așa. Ok. Presupun că toată această abordare ați învățat-o și în atâția ani de experiență. Poate la început ați încercat să vă primiți noi am început, de vedere. La nu? Început, da, pentru că aveam o problemă. Nu, n-am fost niciodată dur. Eu nu sunt un tip dur. Mie îmi place să... Ori mai ferm. Niciodată. Ok. Deci nu sunt genul acela de om. Nu. Adică zic, ok, facem cum ne spuneți, dar dacă vreți să încercăm să faceți și cum spunem noi. Dacă vreți. Că putem să nu vrem. Da, eu am avut un noroc extraordinar. Soția mea, știți? Soția mea a terminat psihologie și cărțile pe care le-a citit ea, inerent le-am citit și eu. Și atunci poate că am început să înțeleg puțin mai bine omul. Mai avem cale lungă. Încă nu e descusut, nu știm totul despre el. Dar am încercat să accept ceea ce nu pot să schimb, da? Să trec poate în acceptare mai rapid. Înțeleg. Pentru că sunt niște etape ale acceptării, să numim așa, da? Deci eu am încercat pentru că m-am educat aici, da? Și sunt convins că sunt domni care sunt cu bune intenții, dar nu știu neapărat ce vor. Și ideal ar fi să apeleze la oamenii ca noi, ca și colegii mei care sunt în domeniul meu, care cumva știu puțin mai mult decât ei. Da? Ori știind puțin mai mult, trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Lasă și pe omul ăla să spună, că poate spune bine. Sigur. Ce tip de client preferați? Cel care nu este documentat, nu cunoaște și se lasă cu totul pe mâinile dumneavoastră, ori acela care vine și el crede că deține controlul și adevărul și este foarte... Da, el cumva știe absolut tot și știe. Eu să știți că am tot felul de clienți, sigur, adică e tot... Cred că în o natură, și în cel de-al doilea caz. Vă spun ceva. În natură să știți că lumea tinde. Adică nu există acel perpetuum mobile. Da? Adică lumea tinde să nu se miște. Da? Adică și italienii au spus niște cuvinte foarte interesante. Dolce far niente. Adică e plăcut să nu faci nimic. Sigur că ne place ce e mai ușor. Da, tuturor, și mie și dumneavoastră și oricărui om. Da. Sigur că ne plac și provocările, pentru că provocările ne-au dus... astăzi, unde suntem, cu foarte mulți clienți, cu multă experiență, cu faptul că domnii se miră când intră de la noi în atelier și noi le dăm măsurile când probează exacte, inclusiv la pantof. De unde știți? Din experiență știu. Da? Deci, dar asta ne-a trăinuit. Prefer un client care vine deschis. Da? Chiar dacă are un anumit tip de personalitate sau celălalt exuberant, nu știu, adică să spunem introvertit, extrovertit, da? Nu contează asta. Contează să vină puțin deschis. Să ne lase o ușă întredeschisă în așa fel încât noi să pătrundem și să-l luăm de mânuță, să-l aducem în lumea noastră. Pentru că e o lume frumoasă și pentru că scopul nostru este ca el să arate foarte bine. Pentru că nu e nimic altceva decât o parte din sufletul nostru pus acolo. Și cu partea aceea, cu părticica aceea din sufletul nostru, cu fiecare costum care pleacă fiecare client, ni-l arată lumii. Da, este și o etichetă, sigur. Și ne devine imagine. Și e sufletul nostru pus pe tavă în fața zecilor de oameni cu care interacționează. Da. Mai avem doar 5 minute și mai am câteva curiozități. Curea? Pentru mire? Nu. Brâu când? Da, brâu când e smoking. Poate fi folosit, dar nu folosim vestă. Adică folosim ori brâu, ori vestă. Vesta, ca articol vestimentar, apare tot pe vremea lui Napoleon, pentru că noi, înainte, bărbații dormeam în cămașa aceea lungă de noapte. Napoleon își vedea soldații stând în lejerie intimă în fața lui, practic, și a spus, a inventat vestă.
Da? Și ne-am legat și de vestă, să spunem când a fost inventată și de ce a fost inventată. Uh-huh. Și de ce e un must? Pentru că e un must vesta. Da? Mai ales dacă știm că dăm sacoașă jos, nu trebuie să o facem niciodată. Dar să zicem, de la 12 noapte, ca să nu rămânem în lejerie intimă, punem vestă. Am înțeles. Curea de ce nu? Curea segmentează, crea segmentări și nu, dar nu avem fluiditate. Nu? Indiferent de înălțime, de da, indiferent. Indiferent, noi facem pantalonul fix pe talie, avem niște ajustări pe laterale, putem să le ajustăm perfect și nu aveți probleme. Eu un pantalon cred că la fel. Da. Cravată sau papion? Obligatoriu papion. Bun. E festiv. Dar dacă domnul e puțin, să zicem, are gâtul mai gros, da? E mai dezvoltat și punem papion, ascundem gâtul și atunci folosim acea cravată englezească. Ascot se numește ea. Căutați pe net. Bun. Papionul neapărat. Papionul, nu acela gata. Ideal, ideal să-l faceți self-tie, dar eu știu că ziua de astăzi lumea nu prea merge pe self-tie. Puteți, deci dacă e papion, nu e grav. Nu e grav. Nu? Arată urât, arată ca la cei mici. Da, dar noi facem papionul puțin. Noi avem acel da, noi avem papionul puțin mai lat și atunci, să zicem, e mai masculin. Îl facem puțin mai masculin. Știți, nu facem papioane foarte mici. Maschează, nu? Nu se da, și nu prea îți dai seama, pentru că îl facem din aceeași categorie cu reverul, aceeași țesătură. Și atunci, vizual vorbind, arată foarte bine. Adică se prind cunoscătorii, ca să zic așa. Aha. Da? Adică noi reușim să-l facem în direcția acelui self-tie, ca idee, ca și formă. Da? Bun. Accesorii. Batistă, broșe. Ce se poartă, când și cum? La ce tipuri de în primul rând, la un costum la comandă, noi, de exemplu, facem accesorii gratis, ca să lumea să ne aibă bătaia de cap. Și punem tot timpul batista albă și papionul negru. Există doar un alt papion care putem să folosim și ăla e alb, când avem dress code white tie. Dar dacă e dress code, white tie, papionul e alb, vesta e albă, iar haina nu mai e de smoking, adică nu mai are revere de satin, ci e frac. Da, e ceva mai complicat, mai ales că tu vei fi singurul care vei respecta acel dress code, probabil. Exact, nu? Adică dacă le scrii pe invitație la toți domnii white tie, adică să știți că trebuie să-și pună de fapt fracul pe ei. E complicat white tie, e complicat. E solicitată? Nu. Foarte rar, puțin. Nu? Un singur domn anul acesta. Am înțeles. Din mulți, din foarte mulți. Cum a evoluat de-a lungul timpului cerința, cererea clienților? Să știți că avem aceeași întrebare anual. Da? Da. Cererea, să spunem, acum a evoluat puțin pentru că pandemia a schimbat un pic mentalitatea și nunțile la începutul pandemiei și anul următor, adică 2020-2021, au fost mai degrabă nunți de zi. Și nu au mai fost folosite smoking-uri. Anul acesta, fiind nunțile de seară, ne-am dus înapoi în smoking-uri și au mai evoluat puțin și anume la tipul de la culorile folosite. Oamenii, în schimb, să știți acum și clienții noștri și în general, nu doar ai noștri și al tuturor celor care activează în domeniu, sunt mai educați. Sunt un pic mai educați în domeniu, ceea ce ne face și nouă meseria un pic mai ușoară. Avem și o întrebare pe pagina de Facebook. Sigur. De câte ședințe pentru probă este nevoie? Prima dată facem măsurători și a doua oară facem livrare. Maxim 3 dacă nu știi ce vrei. Ok. Deci da, suntem rapid. Bine, avem volumul mare, suntem pe infrastructură foarte bună. Deja suntem acum cu 150 de costume făcute până în momentul ăsta, ceea ce e bine. Să spunem targetul nostru sau targetul meu personal. Adică asta e 350 anul ăsta, probabil voi atinge. Cu siguranță. Abia a început sezonul și deja sunteți la jumătate. Da, da, da. Și doar made to measure, în afară de miniserii. Da? Adică noi vorbim doar de made to measure. Adică noi ne propunem să facem un costum pe zi. Bun. Sezonul continuă până în octombrie, nu? Octombrie-noiembrie, da. Pe acolo. Corect. Și de acolo, să zicem, începe outwear. Am înțeles. Da, facem outwear și anul ăsta, ca și anul trecut, avem deja puf, avem deja... Anul ăsta o să ne pregătim și cu o miniserie de paltonașe. Avem gheată frumoasă, avem pantofi foarte frumos, avem un tenis pentru day by day, avem chino, avem jeans pentru toamnă. Le vom dezvolta la momentul potrivit pe toate acestea. Ultimele detalii sau practic ce trebuie să rețină
cei care ne-au urmărit, cu 6 săptămâni înainte. 6 săptămâni înainte, ideal de okay. a avea evenimentul, ca să putem să facem 4 săptămâni, facem costumul, 1 săptămână facem probă. Da, cam așa suntem. Doi, doamnele, mare grijă la domn. Asta e principala mea rugăminte la doamne, pentru că dumneavoastră vă îmbrăcați foarte drăguți, toate femeile se îmbracă foarte frumos, se coafează, se machiază, arată super. Nu putem să lăsăm pe soțul nostru, pe prietenul nostru, pe jumătatea noastră să meargă într-un tenis și într-un jeans. Vă rog eu frumos să-i luăm un costum. Chiar dacă e de pe stoc, îl ajustăm și îl facem să fie al dumneavoastră. Perfect. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru toate sfaturile și așteptăm să reveniți la noi, să tragem sigur și concluziile acestei. Sigur că da. Poate ne revedem cu inurile. Uitați, sigur. Să vă arătăm un costum de in, ce înseamnă și să vedeți că de fapt el nu se șifonează atât de tare. Perfect. O idee foarte bună. Domnul Andrei Florescu, fondatorul atelierului de stil, a fost astăzi la noi. Nu uitați să dați un like și un share pentru a ajunge informațiile la cât mai multe lume și să rămâneți în continuare alături de noi. Ne revedem imediat la ora 13, când în studio va fi prezent domnul Vasile Pușcașu. Este om de afaceri, deține hotelul Traian și vine să ne vorbească despre experiența sa în business și despre dezvoltarea acestui oraș. Ne revedem!